Să vorbim așa, mi-am pus în spate imagini din zanzibar. E e ok. În primul rând vreau să vă spun că nu este o locație extraordinar de scumpă, depinde foarte mult de sezonul în care mergi. Eu am ales să merg Crăciun Revelion, tot v-am spus în comunitate că nu mi-am mai luat și eu liber să simt sărbătorile de foarte mulți ani. Și anul acesta chiar n-am mai putut, a fost un an 2023 extraordinar de aglomerat pentru mine și cu schimbări mari. Benefice a fost și cu lecții dureroase și cu lecții frumoase și cu de toate și am simțit nevoie de puțină odihnă, dar vă spun că plănuiesc mai plec, dar de data asta îmi iau tot cu mine la fel. O să fac și previziuni de data asta și mai mult decât atât, o să facem și vloguri de călătorie. Pentru cei interesați pentru cei nu 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 e problemă, rămâneți cu previziunile, dar zic eu că e frumos, mai ales că repet, eu când merg, merg prin prisma părții ezoterice.